Dar se vede tot, la informația momentului. Alina Nistor ne oferă. Bună dimineața, dragilor! Știrea zilei este despre Denis Alibek. Fotbalistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o tânără de 25 de ani. Cei doi nu se feresc absolut deloc și adesea se fotografiază împreună. Denis și Cristiana sunt extrem de fericiți, iar dovada constă în zâmbetul molipsitor pe care îl are Denis Alibek în momentul în care se află în compania iubitei sale. Iar tânăra, la rândul său, publică fotografii cu buchete imense de trandafiri, cel mai probabil primite de la fotbalist, semn că relația lor merge ca pe roate. Ei, haideți, ce frumos să fim îndrăgostit! Haideți să o cunoaștem și noi pe noua iubita lui Denis Alibek. Și cu mine, multora nu le știu că sunt fotbaliști care la 25 de ani, să mă contrazici tu dacă adevărat sau nu, sunt deja căsătoriți și cu copii. Tu ești cam printre puțini burlaci, nu? Da, am fost mai rebel așa. Va veni și vremea mea. Fetele care se uită în acest moment la tine și am înțeles că tu ești în rândul fotbaliștilor unul din bărbații doriți de către femei. Așa e? Așa am înțeles, că toate fetele mor după tine. E bine așa. E bine așa, nu? Să aspire la inima ta sau să nu aspire? Adică să-și dorești? Normal, sunt liber, da. Au apus vremurile când inima lui Alibek era liberă. Acum o tânără de 25 de ani și-a găsit loc în ea. Cristiana, o blondă apetisantă, pare să-și fi notat dorințele fotbalistului, căci l-a cucerit instant. Cum să fie fata care îți place ție? Primul lucru trebuie să te înțeleagă, nu? Că tu ești foarte mult timp plecat și muncești mult. Da, normal, trebuie să fie înțelegătoare și restul bun la asta. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni. Gândesc la fel, simt la fel. Dacă Alibek a vrut o iubită înțelegătoare, asta a și primit. Drept dovadă stând și principiul pe care se bazează tânăra. O femeie adevărată nu te stresează cu ce faci sau unde ești. Investighează pe cont propriu. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni n-are cum să ne doboare. Oare așa să-l fi cucerit tânăra pe mult doritul fotbalist? Un lucru este sigur. Relația celor doi este destul de avansată, dar și asumată. Denis și Cristiana nu se feresc și postează adesea fotografii unul cu celălalt. Sunt foarte diferit de jucător la Alibek. În teren, cred că mă transform așa, nu știu, devin nervos și lucruri de genul. În realitate, sunt un tip foarte calm și emotiv. Cei doi par a fi extrem de fericiți împreună, Alibek având un zâmbet molipsitor în prezența iubitei sale. Nici ea nu e mai prejos și postează adesea pe pagina sa de socializare imagini cu buchete mari de trandafiri, dăruiți cel mai probabil de celebrul fotbalist. Încerc să caut cât mai multe detalii despre această domnișoară. Văd că am învățat ce-ai găsit?